Bun regăsit, doamnelor și domnilor, suntem la Dialogul Speranței, încă o ocazie în care deschidem Cuvântul lui Dumnezeu și lăsăm ca Duhul Sfânt să ne vorbească și astăzi. Vorbim astăzi despre Proverbe, capitolul 14. Vrem să vedem care este rolul unei mame în cămin în prima parte a acestei emisiuni. Începe capitolul 14 în felul acesta: femeia înțeleaptă își zidește casa, iar femeia nebună o dărâmă cu însăși mâinile ei. Vreau să înțelegem cât de important este rolul unei femei în căsnicie. Vreau să înțelegem felul în care marile caractere ale acestei lumi sunt clădite de femei și vom vedea în același timp cât de mult ar trebui să prețuim mamele care se preocupă să crească caractere sănătoase pentru această societate. Pentru a înțelege lucrurile acestea, l-am invitat alături de mine pe domnul Dință Andrei. Bine ați venit! Bine v-am găsit. Mulțumesc de invitație. Domnul Andrei este pastor în Biserica Adventistă de ziua 7-a. Vă ocupați de copii, știu că aveți programe speciale, aveți programe în care faceți și pregătire premaritală, în care învățați pe tinerii care urmează să se căsătorească cum anume să se pregătească și pentru momentul apariției copiilor, cum anume ar trebui să se poarte unul cu celălalt în căsnicie, cât de important este ca femeia să își poată susține soțul, să își poată crește copiii, da? Și aș vrea să ne împărtășiți din lucrurile acestea și astăzi. Vă mulțumesc pentru că sunteți aici. Cu siguranță, cu drag. Altor de noi este și domnul Iosif Moisuc, bine ați venit! Bine v-am regăsit! Domnul Iosif este pastor și dumnealui în Biserica Baptistă. Este o ocazie în care vreau să ne spuneți cum anume îi pregătiți dumneavoastră pe tineri, nu doar pentru ziua anunții, pentru că de cele mai multe ori tinerii își pregătesc ziua anunții, dar nu mai au timp să-și pregătească și căsnicia. Și aici intervine rolul pastorului. Și dumneavoastră știu că îi educați, îi ajutați nu doar înainte de căsătorie, da? Și domnul Andrei, la fel. Sunteți alături de oamenii aceștia și după ce au făcut legământ înaintea lui Dumnezeu și ajutați. Și vreau să ne împărtășiți din practica dumneavoastră felul în care ajutați pe oameni să se înțeleagă unul pe celălalt și doamna în familie să-și înțeleagă rolul, pentru că, iată, trăim într-o societate în care femeia are un rol extrem de important. Nu este inferioară bărbatului, este pe picior de egalitate și așa trebuie să fie, pentru că așa au hotărât Dumnezeu să fie. Pentru noi lucrurile acestea sunt clare. Vă mulțumesc pentru că sunteți aici. Domnul Andrei, încep cu dumneavoastră. Haideți să ne limităm la societatea românească, pentru că dacă am extinde cadrul, discuția ar fi cu totul alta. Haideți să înțelegem în mod special în biserică, din perspectiva bisericii, cum vede rolul femeii în căsnicie, și să ne spuneți, să ne împărtășiți din filosofia bisericii pe care dumneavoastră, da, filosofia de viață a bisericii pe care dumneavoastră o păstoriți, care este rolul femeii în familie? Femeia sub nicio formă nu este sluga bărbatului sau a casei. Ați ținut să specificați lucrul acesta de la început, de la început, să fie clar, da? Să fie clar, pentru că a spus în societatea românească, da, în cultura noastră, din păcate ne-am lovit de această problemă, și anume femeia este gospodina, dar în sensul că ea trebuie să facă totul, să slujească, dar acea slujire impusă. Da? Când e o slujire impusă, înseamnă că nu e vorba aici de ceva bun, ci mai degrabă este vorba de slugă și așa mai departe. Adică depășim mentalitatea din romanul lui Rebreanu, da? Da, categoric. Femeia este doar făcătoare de copii. Categoric. Adică categoric. Femeia are drepturi egale și este egală cu bărbatul. Da, eu aș spune că în contextul familiei, femeia este mai presus decât bărbatul și o să vă spun și de ce. E o ipoteză nouă. Da, să vă spun de ce. Să înțelegem. Nu este neapărat viziunea bisericii pe care o păstoresc. Adică nu acum să vin cu ideea că așa, femeia mai mare ca bărbatul. În contextul bisericii, într-adevăr, femeia și bărbatul au roluri diferite. Da? Sunt egali din perspectivă umană, dar din punct de vedere al slujirii au roluri diferite. Este normal. Ca peste tot. La fel și în familie. Atât bărbatul cât și femeia sunt egali, însă au roluri diferite. De o lună de zile, aproape o lună de zile, sunt tată. Felicite. Mulțumesc.
cred că felicitările ar trebui să meargă în altă parte mai degrabă, pentru că atunci transmiteți. Da, se transmit. Da, felicitările noastre. Cel mai interesant lucru, când am cunoscut soția, am zis: Doamne, așa femeie frumoasă, deșteaptă, minunată, mi-ai trimis, te laud pe tine. Am descoperit-o, a trecut un an de zile și după un an de zile a dat naștere fetiței noastre și de o lună de zile văd o altfel de femeie, mai frumoasă decât era înainte. Văd răbdare, văd bunăvoință, văd o bună organizare și îmi dau seama că femeia rezistă mult mai bine, organizează mult mai bine și mă puneam așa în comparație cu ea, cum am eu grijă de fetiță și cum are ea grijă de fetiță. Cum vorbesc eu cu copilul, cum vorbește ea cu copilul. Cum o liniștește. Nu știu dacă ați întâmpinat la fel și dumneavoastră, dar de multe ori îmi spune: ia un pic copilașul că mă duc și eu, mai am treburile mele personale de făcut, câteva minute. Și când o iau eu, face ochii mari, se uită și după aceea începe să plângă. Încerc să o liniștesc, să o pun, dar până nu vine mama nu se liniștește. Are darul de a liniști. Cred că asta aș lua și aș pune din contextul acesta, în contextul familiei, următorul lucru. Femeia poate liniști o familie sau o poate dărâma. Exact, poate tulbura, sigur. Exact așa spune și textul. O femeie înțeleaptă își zidește casa prin pace, prin liniște, prin dragoste. Sau o femeie poate dărâma. Dacă este o femeie nechipzuită, o poate dărâma. O femeie agitată, o femeie care nu este organizată, care are tot felul de lucruri care, decât să clădească, mai bine dărâmă. Tocmai de aceea, în pregătirea celor care se la un pas de a fi soț și soție, le spun foarte clar, trebuie să vă ajutați unii pe alții, dar în cele din urmă, femeia este cea care organizează casa, care aduce liniște asupra casei. Când vine bărbatul la casă, trebuie să găsească liniște, pace, dragoste și asta este atmosfera pe care o creează o femeie. Este o responsabilitate mare, dar Dumnezeu a binecuvântat femeia cu acest dar, mai mult decât ne-a binecuvântat pe noi bărbații, cred eu. Și așadar, trebuie prețuită, trebuie adus înaintea lui Dumnezeu într-adevăr mulțumiri atunci când asupra unei astfel de case există o femeie de felul acesta. Domnilor, este de dorit, din ceea ce spuneți dumneavoastră, o astfel de femeie la casa omului și probabil că unii întreabă, mai ales cei care urmează a se căsători, unde găsesc și cum pot să-mi dau seama că este o astfel de femeie. Pentru că știu că aveți mulți tineri, domnul Iosif Moisuc, și poate va veni un tânăr la dumneavoastră și să vă întrebe: pastore, cum reușesc să îmi dau seama dacă tânăra aceasta va fi o astfel de femeie în căsnicie sau nu? Ce sfaturi dați unui tânăr? Cum anume l-ați putea ajuta să descopere o fată pe care să o ceară în căsătorie ulterior, care să aibă aceste calități? Ce anume ar trebui să aibă o tânără care să spună că mai târziu va fi o femeie înțeleaptă care își va zidi casa și nu o va dărâma cu propriile ei mâini? Întâi de toate, o femeie înțeleaptă caută un bărbat înțelept. Și da, când un tânăr îmi pune întrebarea asta, eu îi spun să caute să devină el un asemenea bărbat, încât o asemenea femeie să poată să se uite la el ca la un bărbat. Am întâlnit situații în care cineva, știu, a umblat din floare în floare, vorba românului, a trăit toate lucrurile acestei lumi și apoi când a venit ziua însuratului, a venit la biserică și caută fată cu minte, de el a fost numai cu minte, nu. O fată înțeleaptă, o fată cu minte, nu se va uita niciodată la un asemenea gen de bărbat, la un asemenea gen de om cu asemenea trăire. De aceea, sfatul pentru un asemenea tânăr ar fi: caută tu să fii caracterul acela, bărbatul acela puternic și credincios și de o anumită conduită, de o anumită frumusețe, încât o asemenea femeie înțeleaptă să poată să spună: băi, mi-aș dori un asemenea bărbat. Apoi, unde găsești o asemenea femeie? Păi o găsești în lucrurile care o fac să fie înțeleaptă. O femeie care iubește rugăciunea, o femeie care se întovărășește cu înțelepții ca să devină și ea înțeleaptă, o femeie pe care o vezi la biserică, o tânără care e doritoare de a se implica în slujire, nu doar stă și așteaptă să-i slujească alții, să-i facă o femeie harnică. Prin cluburi nu o găsești. Da, prin cluburi n-ai să găsești asemenea femei înțelepte care să jidească casa. Acolo în cluburi femeile se duc să se distreze, să caute... Și se vor distra toată viața. Da.
Apoi în cluburi diferit de biserică, există un mediu al păcatului, există un mediu în care ești mai aplecat spre păcat decât în biserică. De asta, dacă îți cauți o asemenea femeie înțeleaptă, uită-te un pic în locurile în care găsești o asemenea femeie înțeleaptă. Femei nebune, cum zice aici, sunt pe toate străzile, înțelegeți? Care dărâmă și viața lor și viața altora, care vin în viața de familie cu problemele lor și care dărâmă. Însă, să fim cinstiți, nu stă doar pe umerii femeii, ci căsătoria este o unire dintre un bărbat și o femeie și pot exista și bărbați care să-și distrugă familia. Foarte bine punctat și aș vrea să discutăm și partea aceasta, pentru că n-ar fi, știu eu, corect față de doamnele care urmăresc emisiunea aceasta, adică doar femeile pot strica casa sau sunt și bărbații care își strică casa? Da, cred că vina este în ambele părți. La fel cum și meritul ar trebui să existe în ambele părți. Pentru că, conform Scripturii, după căsătorie, bărbatul și femeia devin una. Una în gândire, una în acțiune, una în armonie. Și tocmai din punctul ăsta de vedere, trebuie să existe o strânsă comuniune și conlucrare înspre bine și înspre construire. Nu pot tu ziua să construiești, fie că ești soție sau soț, și noaptea celălalt să vină să dărâme. Niciodată acea căsnicie nu va putea să înainteze. Unul să tragă, nu? Ai o căruță și ai în față două animale. Unul strage și unul stă. Ce faci? Ce muncă poți să faci cu în astfel de situație? Tocmai de aceea, cum spuneam și înainte, femeia are alt rol decât bărbatul și am amintit ce roluri ar avea femeia și în urma culturii noastre românești în mare parte, da? Femeia educă, ține casa curată, o pregătește, este mereu deschisă și orice musafir este binevenit. Adică de cele mai multe ori femeia este cea care creează mediul potrivit pentru astfel de ocazii, pentru musafiri, pentru copii, pentru soț. Nu, de exemplu, știu când ies din casă, soția mea spune, înainte să pleci, vin o să te văd eu. Și mă pune să fac copilărie, zice, da, ești bine, poți să pleci. Am zis, putea, dar pe mine oamenii îmi zice, ia uite, nu-i călcat sau... Nu, dacă ești necălcat, toată lumea va spune, ia uite ce nevastă are. Deci, din punctul ăsta din punctul ăsta de vedere, trebuie să ne gândim foarte serios la rolurile pe care le avem. Totuși, îmi place, îi dăm de menționat un lucru. Acest text este spus de un om care a avut 1000 de femei, care a cunoscut ce înseamnă și o femeie înțeleaptă și ce înseamnă o femeie neînțeleaptă. Adică o spune din experiență. Exact. Și este nevoie de o astfel de experiență să ajungi la o astfel de concluzie? E de ajuns experiența lui Solomon și nu trebuie să o trăim și noi. Da. Așa. În contextul acesta e bine să rămânem, dacă vrem să știm cum este cu o femeie neînțeleaptă, să citim viața lui Solomon din Scriptură și vom vedea că dintr-un om care era devotat lui Dumnezeu a ajuns prin lucrul acesta să își distrugă viața, viața spirituală și din cel care în imperiul lui argintul era precum pietrele în ziua de astăzi a devenit să ajungă sărac, să ajungă departe de Dumnezeu și cotropit de vrăjmași. Domnilor, ce spuneți dumneavoastră este adevărat, sună bine, este frumos și aplicabil pentru faza dinaintea căsătoriei. Îi învățăm pe oameni ce ar trebui să facă. Dar suntem într-un cămin, suntem într-o relație de cămin, da? Soț-soție. Și îți dai seama că soția nu este tocmai ce ați descris dumneavoastră. Sau îți dai seama că soțul tău nu este tocmai ce se vorbește la televizor. Da? Cu ghilimele de rigoare. Ce te faci în momentul acesta? Adică renunți pentru că nu se regăsește în ceea ce ați descris dumneavoastră? Ce ar trebui să facă un partener de viață și aici valabil și pentru soț și pentru soție în momentul în care descoperă că soțul sau soția nu este chiar ce ar trebui să fie? Domnul Iosif, imediat alergăm la un divorț pe calea amiabilă, ca să nu ne știe lumea, sau pot să fac și altceva? Scriptura
Nu îngăduie divorțul. În sensul acesta, divorțul este, nu este o soluție. Divorțul complică lucrurile mai mult. Și bun, complică pentru că nu ne permite Scriptura să ajungem la divorț și atunci îmi accept povara aceasta pentru că nu mi-aprobă Scriptura divorțul. Nu doar atât. De asta spuneam că e o extremă să vorbim despre divorț, dar dacă plecăm de aici cu discuția, divorțul nu rezolvă problema de înțelepciune sau de nebunie a femeii sau bărbatului pe care tu îl părăsești sau care te părăsește pe tine. Adică prin divorț tu nu l-ai educat pe el să devină un om mai înțelept sau pe ea să devină... Și atunci problema rămâne. Însă în același timp și tu îți complici viața trecând printr-un proces de divorț și automat mă gândesc că vei căuta să intri din nou într-o relație și iarăși la ghici. Deja pleci cu un bagaj, adică bă, ai fost căsătorit, te recăsătorești, tu deja ai o istorie cu un alt bărbat, cu alte femei, tot timpul vei face comparații. Deci divorțul nu rezolvă problema aceasta. Și dacă ar fi să vorbim despre divorț și recăsătorire, învățătura Domnului Iisus Hristos este că nu ne este îngăduit divorțul decât în caz de adulter în stare continuă și nu ne este îngăduită recăsătorirea decât în cazul morții partenerului. Asta este învățătura pe care o văd în Noul Testament. Dar revenind la subiectul acesta al conlucrării celor doi în viața de familie, da, descoperim că avem multe minusuri și atunci soluția este să ne regăsim dragostea. Să vedem noi de ce ne-am căsătorit, ce ne-a unit, ce ne-a adus împreună și să găsim lucrurile acestea prin care să putem avea mai apoi un dialog ca un pansament, ca o mânghiere în care să spunem, uite, nu-mi place lucrul ăsta la tine, te rog, hai să vedem cum putem să ajutăm. Ei, tocmai aici voiam să ajung. Cum poate soția să slujească la vindecarea soțului sau invers? Sau invers. Soțul, da, să slujească la vindecarea soției. Îți dai seama că nu este de multe ori au ajuns la divorț și au spus, doamne, care este motivul? Nepotrivire de caracter. În regulă, dar ai făcut ceva ca să se realizeze acea potrivire de caracter, da? Și vă rog să vă continuați ideea. Cum poți să-l ajuți pe partenerul tot de viață? Sunt anumite situații pe care cei doi le pot rezolva singuri. Adică în viața de familie noi intrăm din dragoste și trebuie să regăsim lucrurile care ne-au dus împreună. Dar în același timp aici intervine și părtășia oamenilor cu care ne-am înconjurat. De exemplu, consilier spiritual din biserică, păstorul bisericii sau știu eu, un părinte dintre părinții celor doi, un părinte mai înțelept cu un cuvânt așezat și sau să vezi către cine are soția ta plecată urechea, pe ce prieten o ascultă sau ce familie sau și atunci cumva să cauți să te apropii de oamenii care au influență în viața soției tale. Însă lucrurile astea nu se întâmplă peste noapte. Ceva este o problemă și la tine. Dacă tu peste noapte te-ai trezit că e acolo, înseamnă că voi n-ați avut părtășie în rugăciune, voi n-ați vorbit până atunci. Ce fel de viață ați avut voi? Ați ajuns, de exemplu, să vă certați și acum rămâneți împreună numai de dragul copiilor. Dacă îmi pleacă copiii, voi iarăși vă certați. Trebuie multă înțelepciune aici și secretul ar fi căutați mijloacele acestea în care să vă regăsiți dragostea, încercați de unii singuri să dialogați, dacă nu căutați un consilier marital. Da, acum poate că nu sună tocmai bine, dar dumneavoastră ca și pastori ați descoperit de-a lungul timpului că s-au construit și relații de căsătorie într-un mod nepotrivit. Uneori dumneavoastră înșivă la pregătirea premaritală le-ați spus că ei nu se potrivesc, da? Și ar fi mai bine să nu se căsătorească, dar cu toate acestea au făcut-o. Se poate ca Dumnezeu totuși pe parcursul căsătoriei să realizeze acea potrivire între parteneri, chiar dacă ei s-au căsătorit și au greșit când s-au căsătorit. Adică poți să-ți pui încrederea în Dumnezeu. Are Dumnezeu instrumente de lucru prin care să realizeze acea potrivire de caracter, în așa fel încât să nu se ajungă la divorț, să nu se ajungă la separare și să stai, așa cum spuneați dumneavoastră mai devreme, doar de dragul copiilor, doar pentru imaginea pe care trebuie să o afișezi în societate și să-ți rămână una neșifonată. Și cum realizează Dumnezeu aceste potriviri de caracter pe parcursul căsătoriei, chiar dacă acea potrivire de caracter nu a fost în momentul legământului, domnul Andrei? Conform Scripturii, nimic nu este imposibil pentru Dumnezeu.
chiar și în contextul acesta, sunt sigur că Dumnezeu are toate soluțiile și poate să îndrepte chiar și o căsătorie care n-a fost după voia lui sau nu s-a desfășurat în pașii conform voii. Aici deschideți o altă temă și este foarte importantă, da? Adică oameni care s-au căsătorit și nu, căsnicia nu a fost după voia lui Dumnezeu și ei n-au primit girul lui Dumnezeu, să binecuvântarea lui Dumnezeu și automat este o nepotrivire de caracter, da? Clar. Adică unul a venit dintr-o biserică, unul din altă biserică, unul dintr-o cultură, unul din alt mediu și așa mai departe, dar oamenii aceia au venit din două biserici diferite. Și Dumnezeu, cu toate acestea, pe parcursul căsniciei, dacă împreună aceștia apelează la Dumnezeu, poate crea potrivire de caracter. Dar am venit mai aproape. Oamenii din aceeași biserică au mers la altar împreună, au primit binecuvântarea lui Dumnezeu prin punerea mâinilor pastorului, dar cu toate acestea, pe parcursul timpului, au realizat că există nepotrivire de caracter. Pot repara lucrul acesta, nu în a-și desfința căsnicia, ci mai degrabă să găsească soluții să creeze sau să genereze potrivire de caracter. Și cum se poate face lucrul acesta? În primul rând, avem nevoie ca unul dintre cei doi să dorească reabilitarea. Cel puțin unul. Da. Dar dacă nu, suntem în situația în care niciunul nu vrea, aici intervine și abilitatea, dar și îngăduința prin care mergem înaintea lui Dumnezeu noi, păstorii, de a-i cere lui Dumnezeu în așa fel încât să putem spune acele cuvinte potrivite, ca măcar pe unul din ei să-l convingem că are nevoie sau că există o șansă să existe acea potrivire. Aici mă bazez foarte mult pe Duhul lui Dumnezeu care poate conduce. Am avut situații în care am vizitat, erau pe punctul de a se despărți, au zis, frate, pastor, nu se poate, ne vom despărți. M-am rugat, am mers înaintea lor, am stat o zi întreagă, nu s-a putut face nimic, în aceeași concluzie la sfârșitul zilei, dar un membru din biserică îi sună și nu știu ce cuvinte i-a spus și mă sună și zice, nu ne mai despărțim. A fost o mare bucurie. Deci Dumnezeu lucrează prin diferite metode și diferiți oameni care creează o oportunitate ca unul dintre ei să-și dorească. Deci am rezolvat problema ca măcar unul să-și dorească reabilitarea. În momentul în care unul își dorește reabilitarea sau dorința de potrivire, prin exemplul lui, prin modul în care se desfășoară, aici spune femeia înțeleaptă sau bărbatul înțelept, sunt multe ocazii în care unul slujește, este devotat, își duce credința mai departe, face totul ca să-și îndeplinească rolul și responsabilitatea și de cele mai multe ori celălalt văzând pe cel de lângă el că face eforturi, că slujește, că vorbește frumos, că are o atitudine bună, că își îndeplinește rolul cu cuvință, la un moment dat, dacă există în mintea și în sufletul celuilalt partener măcar o doză de remușcare și de conștiință, se va activa și va spune nu se poate ca numai tu să încerci să faci ceva pentru căsnicia noastră și eu să nu fac nimic. Și sunt multe ocazii în care și celălalt partener vine încet, încet cu partea lui, de partea cealaltă, prin modul prin care vorbește, poate, prin modul în care se afișează. Dar venea la biserică, veneau la biserică amândoi și la un moment dat pe drum s-a pierdut unul. Nu mai venea la biserică, a lăsat credința așa mai departe. Dar celălalt a rămas. A venit acasă și el o aștepta, nu știu, într-un mod nepotrivit. Ce faci tu când vii de la biserică și îți găsești soțul sau soția în, nu știu, cu niște lucruri care probabil nu produc mare satisfacție, nu? Ce faci în momentul ăla? Iei mătura, începi să-l cerți, începi să-l faci în fel și chip. Cum procedezi? Și am avut cunoștințe care ajungeau acasă și îți vedeau soțul cu băutura în față, care vorbeau urât, care defăimau și veneau de la biserică, se puneau pe genunchi, se rugau. Le punea mâncarea în față, fără să zică nimic. O femeie înțeleaptă, care nu spunea nimic, în umilință, își făcea datoria de soție, de femeia casei. Și astăzi, acel om, care inițial fusese om al lui Dumnezeu, după aia a căzut, prin exemplu soției, a reușit să se reabiliteze, tot prin puterea
Domnul Iisus Hristos, dar prin exemplul soției, într-adevăr, a reușit să reabiliteze și viața lui și astfel căsnicia a fost salvată. Este un caz fericit. Sunt cazuri fericite și, așa cum ați spus, măcar unul din ei să-și dorească lucrul acesta, da? Și iată și rolul pastorului când ajuți pe cineva să-și dorească așa ceva. Exact. Este mult mai ușor să renunți decât să lupți, să reconstruiești o căsnicie aproape dărâmată. Cum poate un soț, domnul Andrei a vorbit cum o soție poate să-și câștige soțul, dar cum poate un soț, da, să-și câștige o soție care îi spune, dracule, îmi pare rău, nu, cred că nu ne mai potrivim, cred că îmi doresc altceva, cred că a fost o greșeală căsnicia noastră și așa mai departe. Cum anume să poți reface ceea ce simți că se dărâmă, se năruiește? Ideea asta cu potrivire de caracter e falsă un pic, pentru că caracterele se pot șlefui împreună și pot crește împreună spre slava lui Dumnezeu. Cred că motivele sunt mult mai adânci decât atât. Nu ne mai potrivim la caracter. În spate, cred că sunt alte probleme nemărturisite, nerostite. Și atunci, ce aș spune eu unui asemenea soț, aș spune să facă tot ce ține de el să devină soțul acela care a cucerit-o înainte și să-și recâștige soția. S-ar putea ca problema să nu fie de caracter, s-ar putea ca problema să fie o problemă emoțională, pentru că bărbații și femeile sunt diferiți prin construcție. Femeile au anumite nevoi, bărbații au altfel de nevoi și atunci uneori trebuie să învățăm limbajul celuilalt. Bărbații vorbesc pe limba lor și în căsătorie învață să vorbească pe limba soției. Știți, există cărțile acestea. Femeile sunt de pe Marte, bărbații sunt de pe Venus sau invers, cum or fi. Trebuie să învățăm să ascultăm și să vorbim pe limbajul partenerului nostru, soțului sau soției. În sensul ăsta trebuie să știi să asculți, pentru că uneori soția spune că nu ne mai potrivim la caracter, de aia de fapt era să spună, dragule, n-ai mai fost atent cu mine de 2 săptămâni, mi-am cumpărat o floare sau noi ne mai știm la prăjitură în oraș de o lună de zile. Trebuie să știi să asculți. Însă un sfat pentru cei care ne ascultă, nu lăsați ca lucrurile să devină grave, nu le ignorați. Mesajele pe care le transmiteți unul altuia în viața de familie, fiți atenți și atente la mesajele acestea. Pentru că s-ar putea ca, ignorând o dată, de 2 ori, de 3 ori, treci un an, 2, 3, să ajungi într-o situație de blocaj extraordinar de grea. Un sfat pe care aș putea să-l dau este acesta: nu ajungeți în situații de blocaj. Dacă aveți și simțiți că aveți nevoie de un om care să vă sfătuiască, n-așteptați să devină lucrurile mai grave. Ci mergeți acum și vorbiți cu un asemenea om, cu un duhovnic, cu un pastor, cu un predicator, cu un om duhovnicesc. Fiți atenți să aveți dialog cu soția în fiecare zi. Și ea, la fel, să fie atentă să dialogueze. Nu vă vedeți pe FaceTime, pe telefon, alo, ce faci, cum ești, pe unde ești, ce mâncat astăzi. Lucrurile astea de atenție pe care trebuie să le oferi soției tale. Fii atent la lucrurile acestea. Vedeți, o viață de căsătorie, ea nu se compune numai din momente din astea mărețe, evenimente, nu știu de care, nu, ci e o viață trăită împreună. Ați amintit ceva foarte important la început, și anume, împlinește nevoile partenerului tău de viață, da? Chiar dacă era vorba despre soție. Nevoile partenerului de viață se schimbă. Tu trebuie să faci întotdeauna un update, da? Să-ți cunoști în fiecare zi partenerul de viață, fie că este vorba de soț sau de soție, și întotdeauna să te preocupe împlinirea nevoilor care apar în viața partenerului tău de viață, de așa manieră încât partenerul tău de viață să știe doar lângă tine și poate împlini nevoile. Nu că tu ai fi omul perfect, dar ești omul care poate crea complementarietate cu ea. Da, despre asta este vorba. Cum rămâne nepotrivire de caracter? Nu putem să gândim la fel. O putem să mergem în toate, cred că ar fi și monoton, da? Spune bărbatul ceva, soția, da, să trăiți, am înțeles, așa este, sunt de acord cu tine. Nu, n-ai avea nicio satisfacție. Dar să-ți dai seama că vă completați în ceea ce vă doriți, în ceea ce doriți să faceți, da? Există o colaborare în îndeplinirea obiectivelor pentru familia voastră, luptați împreună, da? Ai grijă ca partenerului tău de viață să-i fie bine, da? Și te preocupă mai mult dezvoltarea lui
chiar decât a ta. Și în momentul în care este reciprocitate, veți crește împreună. Da, este foarte important să reușești să refaci ceea ce este pe punctul de a se năruie. O idee, spuneați de monotonie. Da? Ieșim la o prăjitură. Putem ieși în fiecare zi. Deja, la un moment dat, devine monoton să ieși în fiecare zi la prăjitură. Fii creativ. Surprinde-l pe cel de lângă tine. Și asta se spuneați că sunt diferiți bărbați și femei. Da, sunt de acord. Dar și nouă bărbaților ne place să fim surprinși de soție, care toată ziua, toată săptămâna mai face fasole. Da? Suntem surprinși, ne mai face și altceva. Și prăjitură. Da, e un exemplu, știu eu. Da, deci, din punctul ăsta de vedere, mici atenții, dar să fim creativi. Cred că asta ajută la relația noastră să creștem din punctul ăsta de vedere, pe lângă partea spirituală, bineînțeles. Pentru a nu se ajunge la monotonie. Da. Iar nepotrivirea de caracter, nici nu sunt de acord că este un termen tocmai corect, pentru că ce înseamnă nepotrivire de caracter? În momentul în care valorile de bază sunt diferite. Înseamnă că dacă tu crezi în Dumnezeu, o valoare de bază, crezi într-un Dumnezeu, iar eu nu cred în Dumnezeu, din start nu pornim la drum, pentru că asta este o nepotrivire de caracter. Dacă credem amândoi în Dumnezeu, e o valoare de bază, un principiu de bază îndeplinit. Suntem amândoi împotriva uciderii, încă o valoare de bază, împotriva minciunii, împotriva poftei, împotriva desfrâului. Toate astea sunt valori de bază. De aceea, asta le spun și celor care se căsătoresc. În primul rând, valorile de bază, le explic care sunt valorile de bază, cele 10 porunci. Astea sunt valorile de bază. Le aveți amândoi? Da. Bun, restul, așa cum spunea și domnul Iosif, se șlefuiesc. Că eu sunt mai trunchios, că sunt mai nerăbdător, că mie îmi place mai cald, mie îmi place un pic mai frig. Lucrurile astea se șlefuiesc, se ajung la anumite și să nu uităm de compromisuri. Compromisul e rău când are de a face cu valorile de bază. Dar e bun în situația în care ea vrea 27 de grade și tu vrei 25. Facem un compromis? Da. Punem 26 de grade. Da? Deci există în relația dintre cei doi lucrurile acestea care duc în cele din urmă la o relație frumoasă. Atunci când îi permiți lui Hristos să fie în familia ta, în mod cert se vor găsi soluții. Asta este vestea bună cu care trebuie să plecăm de aici. Spuneați domnul Andrei despre valori și ați amintit despre minciună. Poate că pentru cei care ne urmăresc sau pentru unii, nu trebuie să generalizăm. Nu ar fi neapărat o valoare să nu minți, pentru că devine, știți, la un moment dat se folosește de cazul de lege ferentă. Faci azi și mâine și poi mâine și o duci la nivel de lege. Toată lumea minte. Mai mult sau mai puțin, la un moment dat spui ceva să ieși din impas. Este minciuna un păcat sau o mai folosești uneori să depășești un anumit inconvenient care poate să apară în viața ta? În orice situație, minciunea e păcat. Nu există la porunca numărul 9 un asterisk care să spună. Cazuri excepție. Putem totuși să mărturisim strâm, dar nu există așa ceva. Să nu mărturisești strâm, să nu minți. Nu există nici o portiță de scăpare, chiar dacă la un moment dat putem spune că scopul scuză mijloacele. Pentru un scop bun pot să mă folosesc de un mijloc nepotrivit, așa cum este minciuna. Dacă se răspunde la întrebarea dumneavoastră totuși, scopul scuză mijloacele? Niciodată. De fiecare dată mijloacele trebuie să fie cele corecte, chiar dacă nu vei ajunge la scopul propus. Chiar dacă nu voi reuși, de exemplu, îmi doresc foarte mult lucrul respectiv, care adică pare bun. Dumneavoastră spuneți că procedeul este mai important decât obiectivul? În unele situații, da. Dacă obiectivul, finalul, da, ținta, mă împinge la niște mijloace greșite, atunci obiectivul este greșit. Este greșit și obiectivul. Da, categoric. Dar dacă obiectivul mă ajută să ajung la el fără să apelez la anumite, știu eu, portițe prin care să mă strecor, atunci, într-adevăr, plecăm de la ideea aceasta, un obiectiv bun întotdeauna are la bază un procedeu corect. Da, mijloace corecte. Da? Dacă obiectivul este greșit, automat vom ajunge. Chiar dacă noi, ca oameni, de multe ori suntem, chiar și în obiectivele bune, suntem așa ispitiți să folosim mijloacele greșite. De ce? Pentru că mijloacele greșite pare să scurteze drumul. Eu vreau să ajung în cer.
Da? E pe scurtături. Există scurtături. Da, mulți spun că există scurtături. Pentru a ajunge în cer, e un întreg proces de transformare, să te lași modelat, să ai toată această relație cu Dumnezeu, cu semeni, în familie. E mult. Nu există și o scurtătură. Da, ar fi, dar mijloacele alea sunt greșite. Aia nu înseamnă că eu voi ajunge... Eu încă căciula singur? Exact, exact lucrul acesta este. Tocmai de aceea, în orice situație suntem, trebuie să fim sinceri. Cred că chiar dacă vom avea de suferit, și vom avea de suferit de multe ori când vom fi sinceri, probabil în lumea aceasta în care majoritatea se folosește de minciună, probabil mulți vă spune, am luat o amendă. Dar nu puteai să-i spui că nu e adevărat? Scăpai. Ai plătit amenda aia degeaba. N-am plătit-o degeaba. Chiar am greșit. Și trebuia să plătesc amenda aia. Primul lucru este de a spune, uite, am problema asta, scuză-mă, nu... Da, încercăm să găsim anumite povești care nu sunt tocmai reale sau exagerăm cu unele lucruri tocmai pentru a ne scoate pe noi bine în situația aceasta. De obicei, minciuna, în cele mai multe cazuri, privesc propria persoană. În momentul în care nu ești egoist, în momentul în care vrei să oferi, în momentul în care ai o inimă schimbată, nu vei dori să minți pentru binele tău. Pentru că minciuna asta încearcă să arate la prima vedere. Ca să ieși tu bine, să ieși tu în picioare de fiecare dată. Da. Acum, domnul Iosif, este posibil ca un moment dat să vină cineva și să vă spună, sunt oameni care au mințit și totuși au câștigat ceea ce și-au propus? Și dacă oamenii pot câștiga prin minciună, ce au de pierdut oamenii aceștia? Va fi o zi a judecății, când Dumnezeu va chema pe toți oamenii și ne va judeca. Și atunci au câștigat aici și acum, dar au pierdut pentru veșnicie. De aceea trebuie să avem imaginea și perspectiva asta a veșniciei. Vedeți, există o demnitate a unui caracter sfânt care acum poate fi blamată sau disprețuită sau trăită într-o anumită sărăcie din pricina lumii astea murdare, dar care va fi onorată de Dumnezeu în ziua aceea când se vor face socotelele finale. Ce folos să trăiești acum bogat, dar știind că te-ai îmbogățit prin ticăloșie și nelegiuire și în ziua aceea când nu te vei mai putea ascunde, marele judecător va rosti peste tine o sentință veșnică. Adică tot ce ai aici, tot ce ai câștigat prin minciună va fi pierdut și în ziua aceea vei avea parte de hotărârea lui Dumnezeu care va spune, ieși afară în locul în care sunt plânsul și scrâșnirea dinților. De aceea noi când trăim în lumea asta, trăim nu doar cu perspectiva următorului moment, cu perspectiva acestei lumi și atât, ci trăim și cu perspectiva veșniciei. Dar această demnitate mai înseamnă și un aspect poate un pic interesant și anume, eu m-aș aștepta de la cineva care este chemat ca martor într-un proces să se simtă onorat că a fost pus în martor în procesul respectiv. Există acolo demnitatea de a fi martor, de a spune adevărul așa cum s-a întâmplat. Sunt unii care își bat joc de demnitatea respectivă. Sau, eu sunt soțul soției mele, am această demnitate de soț. Eu nu pot să-mi permit vreodată să mint soția. Eu nu pot minți în viața de familie. Pe soția mea nu voi minți niciodată. Mi-a să spunea, s-a început, toată lumea minte. Nu toată lumea minte. Trăim într-o lume supusă minciunii și păcatului, dar nu toată lumea minte cu bună știință și în mod conștient, știind că vrea să facă rău. Eu am înaintea soției mele responsabilitatea să-i spun adevărul și ea mă iubește pentru asta și eu la rândul meu o iubesc pentru că are demnitatea de a fi soția mea, de a spune adevărul. Sau, de exemplu, demnitatea de a fi primar într-un oraș. Eu când mă uit la un asemenea om sau de a fi polițist sau de a fi judecător, mă aștept de la omul respectiv să-și trăiască demnitatea slujbei și niciodată pe buza lui să nu se audă minciună sau demnitatea de a fi președintele țării. Este o rușine să ajungi președintele țării sau președintele unei instituții mari și tu să-ți permiți minciuna sau să fii ajuns acolo prin minciună. Este o urâciune. Este o urâciune și pentru popor, pentru cei care te urmăresc, dar este o urâciune și înaintea lui Dumnezeu. Dar mai este și o urâciune că tu în tine însuți știi că ai călcat demnitatea slujbei. Eu ca păstor, de exemplu, prețuiesc demnitatea slujbei astea. Nu-mi pot permite ca păstor să mint pe oameni. Ar fi o rușine, o lipsă de respect înaintea lui Dumnezeu, dar și de slujirea la care Dumnezeu m-a chemat. De aceea, eu mă rog ca Dumnezeu să-mi dea puterea să spun adevărul în dragoste,
să spun adevărul în dragoste și să mă ferească Dumnezeu de minciună, atât în viața de familie, cât și în slujba la care m-a chemat. Ar fi o nenorocire pentru cei care ascultă cuvântul meu, eu să-i mint. Înțelegeți? În România avem preoți care nu predică Evanghelia, care predică tradiții și ritualuri, nu au nicio treabă. Pe Hristos nu-L predică. Ei predică tot felul de tradiții și ritualuri, mințind poporul. Și în ziua aceea, Dumnezeu, judecătorul celor, va cere socoteală preoților ăstora, care se joacă cu cuvântul lui Dumnezeu. Eu aș vrea să fiu în rândul celor credincioși. Dumnezeu să-mi dea putere în sensul ăsta. Da. Sunt momente în care ai spus o minciună, ești desconspirat, și atunci spui, am glumit, stai liniștit. Da, sunt momente de felul acesta. Cum este, domnul Andrei, să glumești cu păcatul? Cred că a glumi cu păcatul, cine trăiește experiența aceasta, va vedea cât de dureroasă este gluma. Și e foarte dureroasă, pentru că păcatul nu glumește. Noi poate glumim cu păcatul, dar păcatul nu glumește cu noi. Nu glumește cu noi. Da, el e foarte serios. Aici e foarte interesant. Tocmai de aceea, din perspectiva asta, trebuie să fim și noi foarte serioși cu păcatul. Probabil e mai la îndemână să mințim. Tocmai de aceea este foarte important, din nou, să ne educăm gândurile, ca, deși prima pornire de cel mai multe ori pare să spunem o minciună, este important să ne educăm să dorim să spunem adevărul cu orice preț. Chiar dacă uneori adevărul doare, chiar dacă uneori adevărul produce un prejudiciu în viața mea, să nu uităm un lucru. Cuvintele populare, minciuna are picioare scurte. Poți fugi cu minciuna, dar nu prea mult. Pentru că la un moment dat vei fi prins. Vei fi prins și se va descoperi. Și atunci rușinea care vine e mult prea mare și cred că apoi duce spre alte lucruri mult mai grele de suportat. Domnul Iosif, ce înseamnă să glumești cu păcatul? Adică stai și zâmbești în fața păcatului? Faci glume față de lucrurile sfinte? Nu e în serios viața spirituală? Lucrurile sfinte, divinitatea, ce înseamnă de fapt să vorbești, să glumești? Toate acestea pe care le-ați menționat dumneavoastră înseamnă și înseamnă să fii cu o anumită nebunie în mintea ta, crezând că Dumnezeu nu există, îți permiți orice, crezând că, dar lumea aceasta... Zice psalmistul, nebunul spune în inima lui, nu există Dumnezeu. Da. Și apoi continuă, cei și-au stricat calea. Deci da. Nebunul zice în inima lui, în sensul a devenit nebun prin căile lui stricate. Deci oamenii ăștia, dar uitați cum spune și aici versetul 9, zice, cei nesocotiți glumesc cu păcatul. Adică să nu aibă impresia cineva că dacă el glumește cu păcatul, face numai glume porcoase, numai cu dublu înțeles, ori locul de muncă, tot e numai despre sex și pornografie și sexualitate deșanțată și toate lucrurile astea, și toată lumea râde. Ha, 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 ce a zis asta. Știți cum îl numește Scriptura prin asemenea om? Nesocotit. Nelegiuit. Vedeți că paralela este cei neprihăniți nu fac asta. Cei neprihăniți ei vor primi binecuvântarea lui Dumnezeu. În sensul ăsta, noi trebuie dintr-o dată să ne punem întrebarea asta. Ce fel de societate am crescut noi până acum? Când la locul de muncă nu mai există rușine. Că în locul de muncă oricine face dezmăță în glumele lui despre relația de căsătorie. Își permite să facă glume porcoase cu colegile de serviciu, dar era ale soției acasă. Păi omul ăla nu e un erou, omul ăla nu e, așa societatea îl prezintă ca un fel, wow, glumețul nostru, băi, ce faină e viața cu tine, ești popular. Nu, ești un nesocotit, ești un nelegiuit, un obraznic. Ești unul care în ziua judecății vei fi judecat înaintea lui Dumnezeu. Și cred că în medii de genul ăsta avem nevoie și de oameni, cum sunt eu, de exemplu. Eu dacă aș întâlni un din ăsta, eu aș spune direct în față. Băi, obraznicule, ești un om de toată nimica, dă-i drum de aici. Dar noi ce facem? Ne coborâm sub jugul unei asemenea glumeț. Și devenim ca și el. Râdem la glumele lui, nu mai luăm niciun pic de atitudine. Și apoi ne mirăm de ce societatea noastră e așa. Aș merge la o altă dimensiune a glumei cu păcatul. Nu doar că folosim glume porcoase în relație cu ceilalți, dar noi cu noi înșine să glumim cu păcatul. Adică să nu punem sau să nu înțelegem gravitatea păcatului pe care noi îl comitem. Da? Care sunt efectele în momentul în care nu luăm
în serios și nu înțelegem gravitatea păcatului pe care noi îl comitem. În ce fel ne poate influența viața lucrul acesta, până unde poți merge în felul acesta și când atenție este prea târziu să te mai întorci. Vă rog, domnul Iosif, și imediat domnul Andrei. În sensul în care spuneți dumneavoastră, ceea ce se întâmplă este că devii rob. Devii rob păcatului cu care ai glumit. Ți-a părut că nu e așa de grav, ți-a părut că e ok și știți, când eram mic, o profesoară de religie ne-a spus cum prinde paianjenul musca. Musca lipită de pânza de paianjen și paianjenul începe să bată în pânză, cumva, și musca simte un fel de dans. Și zice, nicio problemă, mă trag un pic mai tare, rup. Dar apoi vine paianjenul și o înfășoară cu totul. Cam asta e gluma cu păcatul. Ai impresia că te poți rupe oricând, că tu poți scăpa oricând, devii rob. Și încetul, încetul vei gusta moartea. Moartea asta spirituală, duhovnicească, asta e cel mai grav lucru pe care îl putem trăi noi înșine. Și pe față, așa, la fațadă putem juca frumos, dar în interior. Și schimbarea care o produce Domnul Iisus Hristos nu e de fațadă, ci este acea schimbare de eliberare lăuntrică, în care te eliberează de sub moartea care a produs-o păcatul. Cred că asta e cel mai grav lucru. Te auto-înșeli și devii rob. Vezi că nu mai poți să scapi. Când glumești cu păcatul. Crezi că azi nu ți s-a întâmplat nimic, nu ți se va întâmpla nici mâine. Exact. Dar pe termen lung ai de pierdut și în cele din urmă ai de pierdut chiar viața veșnică. Da? Da. Vă rog, domnul Andrei, când este prea departe, da? Ai glumit cu păcatul, da. Ai mers prea departe și nu te mai poți întoarce. Deja când ai bătătorit calea atât de bine, încât nu mai realizezi întoarcerea, acești glumeți le merge o perioadă. Dar din experiență spun acelor care îi mai știu așa, la un moment dat glumele cam aceleași rămân sau aceeași tentă, la un moment dat cei care râdeau la glumele tale s-ar putea să zică, bă, nu mai pare așa amuzant. Și încet, încet se duc după altul care are glume mai bune, mai noi și rămâi singur. E, când rămâi singur, du-te acasă. Când te duci acasă, vei observa că ai rămas singur și acasă. Tot din cauza păcătoșeniei tale, din cauza faptului că nu ai luat în serios și că ai tratat cu superficialitate. E, atunci e prea departe. Când te găsești singur, când nu mai ai susținere nici acasă, când nici cei care îți cântau la păcatul tău te-au lăsat, în momentul acela îți dai seama, te uiți stânga și dreapta și îți dai seama, aoleu, chiar m-am jucat, chiar am fost superficial. Cred că atunci e deja prea departe. Cred că acel om nici nu-și mai dă seama, practic, că a ajuns în situația aia. Și acolo începe degradarea lui. Deja a început degradarea morală, după aceea începe degradarea fizică și încet, încet acel om ajunge dat afară din societate pentru că nu mai reprezintă încredere. Gândiți-vă ce ar spune șeful, da, sau cel care te-a angajat. Bă, tu ești un om neserios, eu n-am nevoie de oameni neserioși, am nevoie de oameni care sunt serioși, care muncesc, care au familii serioase acasă, adică faptul că tu ai o familie bună, faptul că tu ești serios, asta îți oferă o autoritate în fața celui care te angajează și rămânând și fără serviciu ce faci? În momentul acela viața ta este distrusă. Cu alte cuvinte, neluarea în seamă a fi neserios, a glumi cu păcatul, duce la autodistrugerea ta. Și ce spunea și domnul Iosif mai devreme, în momentul în care te-ai obișnuit în relație cu ceilalți să fii neserios, cel puțin la fel de neserios vei fi și în relație cu Dumnezeu. Da, clar. Da? Dacă glumești cu ceilalți, vei glumi și cu păcatul, da? Lucrul acesta va face să te acomodezi atât de mult cu starea aceasta în a lua în neserios și relația cu ceilalți și relația cu Dumnezeu, încât conștiința ta nu va mai fi sensibilă la apelurile Duhului Sfânt. Și atunci este prea departe. Exact. Da, Duhul Sfânt va striga către tine, tu nu vei mai răspunde și nu vei mai putea să te întorci. Este timpul pe care n-am vrea să-l trăiască nimeni. Domnilor, vă mulțumesc tare mult pentru că ați fost în emisiunea aceasta și ați tras semnale de alarmă serioase. Pentru ca viața de familie, iată, viața în relație cu Dumnezeu să fie îmbunătățită într-un timp cât mai repede cu putință. Ne rugăm la Dumnezeu ca cei care ne-au ascultat să poată să privească în Scriptura din care dumneavoastră ne-ați citit, acolo să-L descopere pe Iisus Hristos și viața lor în felul acesta să fie îmbunătățită, pregătindu-se pentru împărăția lui Dumnezeu. Vă mulțumesc tare mult!
Domnilor și domnilor, iată că întotdeauna atunci când venim la Hristos găsim soluție la oricare dintre problemele noastre. Putem găsi soluțiile pentru familiile noastre, putem găsi soluții pentru viața noastră spirituală și în felul acesta putem deveni noi binecuvântați, dar în același timp ceilalți din jurul nostru pot fi binecuvântați prin schimbarea vieților noastre de către Mântuitorul Iisus Hristos. Aceasta este experiența pe care vă dorim fiecare dintre dumneavoastră. Până data viitoare, Dumnezeu cu noi. La revedere!